cada țară și nimeni nu-i dea tine, că tu știi să românești. La mulți ani, România, la mulți ani, ProTV! Wow. Am văzut că te tragi în poză. Da, mi-a plăcut ideea de televizor vechi. Ai găsit un cadru interesant. Am găsit un cadru foarte interesant și un fotograf al nostru foarte bun, Răzvan, așa că m-am gândit să folosesc timpul cum trebuie până începem treaba. Eu am venit să-ți aduc un cadou de 1 decembrie. Da. De ziua noastră a românilor? A tuturor, da. Ba, așa. Uite, așa ți-am adus o ie foarte frumoasă. Da, chiar că e frumoasă. Exact ce-mi place mie, al negru. Wow, ce frumoasă. Bine, toate iile sunt frumoase. Păi știi ceva? O punem pe loc. Adică acum, ce să... Păi de ce să mai... O să o port cu drag, să știi. Și nu numai la televizor. Eu am, să știi, o colecție, aș zice eu, destul de mare de ii, dar n-am niciuna atât de frumoasă și atât de valoroasă. Așa că îți mulțumesc din suflet. Mă bucur tare mult că îți place cadoul nostru. Spune-mi, cum românești tu? Doamne, în multe feluri. Până una alta muncim pentru ProTV și pentru România au talent și pentru sărbătoarea noastră a tuturor. Muncim pentru public până la urmă, pentru că vrem să aibă parte și de spectacol când ajung acasă, după parada militară sau după știu eu ce mai face românul de 1 decembrie. Vrem să petreacă ceva timp frumos și cu noi, așa că suntem la filmare cu toți colegii din Pro și cred că o să ne iasă bine. Cred că o să petrecem cu adevărat românești. Cât din România duci cu tine în Monaco? Măi, o să fac niște mărturisiri acum care o să aprindă niște beculețe la vama din România. De obicei în valiză se află următoarele ingrediente, dar să nu mă opriți, vă rog eu frumos că mă distrug. Deci, nu odată am cărat ciolanul de afumat, știi, pentru că mama face o ciorbă de, cu ciolan, cu fasole afumat, știi tu, afumătura aia care este ceva. Aș vrea din toată inima să o pot cumpăra din Franța, nu există, de pentru care trebuie să o aduc la valiză împachetată bine printre pantofi, rochii de filmare, există și ciolan. După care mai există niște lucruri pe care le iau frecvent, de câte ori vin în România și plec acasă, acum acasă la mine acolo unde mi-e copilul de 10 ani. Deci iau leuștean, că nu se găsește acolo, hazmațuchi, că voi care nu sunteți în Moldova nu știți ce e ăla, dar vă explic eu, e o treabă foarte interesantă, o verdeață care se pune în niște salată, așa. După care mai carpufuleți, știu că sună ciudat, dar fiii mei are o pasiune pentru pufuleți de când era mic. Și nu se găsesc pufuleți acolo? Ai să râzi, nu se găsesc, poate se gândește totuși cineva să exporte, ar fi foarte interesant. După care, noroc, am niște prieteni foarte buni prin diverse zone, de prin Ardeal mai mult, care mi-aduc așa și știu că sunt mare fan de slăninuță, dar slăninuța aia bună, ușor afumată, cu un pic de carne, așa. Deci slăninuță trebuie să existe neapărat. Și mărturisesc că există tot felul de, nu știu, am tot felul de pofte din astea românești, pe care cred că le înțeleg mai ales românii plecați, ca și mine. Știi, când pleci din țară și sigur că ți-e dor de oameni, sigur că ți-e dor de, nu știu, bucăți din viața ta și din copilăria ta, dar cumva nouă românilor ne e foarte dor și de mâncărurile cu care am crescut. Și gustul ne aduce cele mai multe amintiri legate de... Ai să râzi, dar nu fac excepție la categoria asta și mă bucur foarte tare când am ocazia să mănânc ceva cu adevărat bun și românesc, o sarmă adevărată, un dovlegel umplut. Mă rog, slavă Domnului, știu să și fac multe dintre astea, că știți voi, nu ne lasă să plecăm din Moldova până nu gătim ca lumea. Așa că odată ce am părăsit Moldova, am plecat de acolo și cu această moștenire primită de la mama, dar și de la am avut tot setul de bunici și străbunici în viață, dacă poți să-ți imaginezi, le-am prins pe toate. Și s-a întâmplat la un moment dat în viața noastră. Copilărie bogată. La un moment dat în viața noastră, toate aceste bunici și străbunici trăiau în aceeași casă cu noi. Aveam o casă mare și trăiam toți la un loc. Crede-mă, zici că era concurs de gătit. Ce emisiuni culinare! Deci acolo fiecare bunică și străbunică făcea una pâine de casă, una plăcinta de se mânca atunci, alta ciorbă, alta felul doi. N-aveam cum să nu învăț câte ceva, n-aveam cum să nu țin minte cum se face una sau alta și n-aveam cum, spuneai și tu, n-aveam cum să nu rămân cu aromele, cu gusturile alea. Așa că mă bucur că pot să vorbesc despre asta și despre bunicile și străbunicile mele de la care am învățat atât de multe lucruri grozave în bucătărie. Și sper că asta se întâmplă și în casele românilor în general, pentru că așa sărbătorim noi până la urmă, trebuie să sărbătorim și pentru propria noastră bucurie. Amalia, explicăm ce se întâmplă aici. Aici sărbătorim 200 de ani de când am început eu televiziunea. Asta ziceam că suntem niște debutante toate aici și de pe vremea noastră nu exista selfie, dar acum ne facem selfie pe vremea noastră. Mă rog, când am început această meserie și uite, ne-au trezit amintiri cu televizorul ăsta. Cât ne mai uitam în alea două ore, dar ce programe urâte erau. Deci trebuie să... Tantichididam, deci cum să uităm așa ceva? Așa. Liniște, vă rog! Eu
frumos. Trebuie să facem liniște pe set.